urmează știrile Agro TV, prezentate de Cristina Cioban. Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit! Prin birouri a început munca elaborării Planului Național Strategic 2021-2027. Strategia se realizează și pe baza observațiilor primite din partea partenerilor sociali, precum și din partea Comisiei Europene. Conform informațiilor de la Guvernul României, în prezent propunerea de regulament se află încă în proces de negociere în cadrul grupurilor de lucru la nivelul Consiliului Uniunii Europene, astfel că se prognozează amânarea perioadei de implementare a PNS prevăzută inițial pentru anul 2021. Ministrul Agriculturii a afirmat că anul acesta este decisiv pentru elaborarea acestui plan, care trebuie să beneficieze de o finanțare consistentă și să cuprindă prioritățile agriculturii românești pentru următorii 7 ani. Se urmărește în principal consolidarea mediului asociativ, susținerea capacităților de depozitare și procesare, consolidarea fermelor de familie, promovarea dezvoltării și sprijinirea reală a produselor agroalimentare românești. Aproape 13 milioane de euro vor fi disponibile pentru investiții în abatoare începând cu 13 iulie 2020, când începe sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul submăsurii 4.2, sprijin pentru investiții în procesarea, marketingul produselor agricole. Se urmărește înființarea unităților de sacrificare în zona montană și a componentelor de procesare și comercializare în contextul lanțului integrat, cât și creșterea numărului locurilor de muncă în aceste zone. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători cooperative și de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 de euro pe proiect. Detaliile cu privire la condițiile de eligibilitate, tipul sprijinului și principiile de selecție le puteți regăsi în ghidul solicitantului din pagina electronică a AFIR. AFIR anunță epuizarea fondurilor europene pentru infrastructura secundară de irigații disponibilă prin intermediul submăsurii 4.3, investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice. În intervalul 1-6 iulie 2020, AFIR a primit online 95 de solicitări de finanțare în valoare totală de aproape 93 de milioane de euro. Alocarea financiară disponibilă pentru această sesiune de depunere a cererilor de finanțare este de circa 44 de milioane de euro, iar plafonul de depunere a fost depășit cu peste 100%. Toate detaliile despre această bătălie pe fonduri europene dedicate irigațiilor le puteți afla dacă accesați site-ul nostru agro-tv.ro, unde găsiți și alte informații interesante despre starea actuală în care se află industria agricolă. Nu de multă vreme a început atragerea tinerilor în industria agricolă. Aici trebuie precizat că se vrea inclusiv reîntoarcerea românilor care muncesc câmpurile vestului. Ar fi 40 de milioane de euro, spun autoritățile centrale, dedicate programului Tânărul Fermier. Interes? Categoric există. Care este stadiul actual în care se află această inițiativă, aflăm imediat de la Ministrul Agriculturii, dintr-o conferință de presă susținută la Bistrița Năsăud. Pentru prima dată anul acesta vom avea două programe. Unul care se derulează pentru tinerii din țară și un program, sau același program, o parte din el, o secțiune, 20 de milioane, jumătate din sumă, pentru tinerii care vin din diaspora. Pentru că avem foarte mulți tineri din zona rurală care de ani de zile lucrează în diaspora, în agricultură. Cu siguranță au căpătat o experiență bun acolo. Ei oricum au rădăcini în zona rurală din România și cred că cu experiența pe care au căpătat-o, cu sprijinul financiar prin acest program, instalarea tânărului fermier, dar apoi prin monitorizarea atentă și îndrumarea lor să aplice și la alte programe, încât să se consolideze și să rămână acolo, s-ar putea rezolva o parte din această problemă, care este o problemă reală. Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură și, repet, este o problemă globală la nivelul Uniunii, pe care fiecare țară încearcă să o gestioneze.
Agricultura viitorului este controlată de drone și pământul este arat cu mașini care controlează compactarea solului, iar eficiența acestor tehnologii aduc un plus de până la 35% productivității recoltei. Fermierii au înțeles de multă vreme că fără tehnologie nu se poate. Este și cazul unui agricultor din județul Telorman care și-a echipat oamenii cu cele mai noi mașinării performante. Haideți să vedem cum decurge recoltatul la rapiță dintr-o combină ultramodernă. Spuneți-mi și mie cum merge recoltatul la rapiță, cât ați reușit să recoltați până în momentul de față, dacă sunt producții bune, mulțumitoare, mai slabe decât anul trecut sau mai bune? Am recoltat aproximativ 30 de hectare momentan și producțiile sunt relativ bune. Ce înseamnă? Dați-ne câțiva parametri ca să înțelegem mai exact. Imediat o să vă arăt. Media este pe 3,7 și instantul arată undeva 2,8-3,1. Ce suprafață cu rapiță aveți aici în fermă? Aproximativ 100 de hectare. Combina e ultramodernă, e de ultimă generație, cred că oferă un confort deosebit celor care lucrează pe astfel de utilaje. Performanțele se ridică nu numai la nivelul confortului, dar și la modul în care reușește să adune producția. Da, este o combină de ultimă generație, dotată cu toată aparatura nouă, ca să zicem așa, cu IK2, cu GPS-ul de mare performanță. Avem aici în același timp toți parametrii în timp real afișați. Da, sigur că da. Ce vedem aici pe display-ul ăsta dumneavoastră? Aveți posibilitatea să urmăriți în timp real ce anume? Umiditatea, ce greutate avem, câtă suprafață recoltăm și ce cantitate s-a adunat pe toată suprafața. Porcul Bazna era o odinioară mândria Transilvaniei, cu o carne gustoasă și un strat generos de slănină. O familie de fermieri din județul Alba a îndrăgit atât de mult această rasă, încât fiul familiei a devenit medic veterinar, iar acum este președintele Asociației Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița și Bazna. Cum au reușit să reînvie creșterea porcilor de Transilvania, aflăm din materialul următor. Când ați început să creșteți animale, Bazna, cum le-ați descoperit și ce v-a atras la ele? Am avut ăștia porcii din părinți. Acum 70-80 de ani, prăsile, și am tot ținut-o din an în an. N-am chiar prăsila. Și până la urmă am avut și ideea, dar nu mi-a plăcut din ea duroc și ce-au fost alte soiuri. Dar ăștia sunt cei mai rentabili. Au tot ce trebuie, mai bun, mai liniștiți, mai comozi și dau producție bună, da. Cărniță bună. La nivel național, care e efectivul de animale în momentul ăsta? La nivel național, porci Bazna sunt vreo 250 certificați cu certificat de origine, dar la nivel național sunt undeva la vreo 3-4 mii minim. Deci sunt mulți, dar sunt mulți scorciți. Și de-aia am încercat să facem în cadrul asociației o puritate a rasei. Rasa a fost practic aproape dispărută. Mai avea tata două scroafe și într-o zi m-a chemat când a tăiat un porc de carne. Când am ajuns și noi la porcul de carne să tăiem, nu mai aveam vier de Bazna de unde să luăm și o tată, măi copilă, ce are ceva carne. Zice, ceva nu-i bun aici, nu știu, a fost bolnav porcul. Zic, mă, tata, așa e porcul de carne. Nu m-a crezut și după o lună de zile am mai tăiat unul. Vreau să zic că și pe al doilea la fel. Și atunci a zis, băi, copile, fă și adun porci Bazna. De aici a început și am căutat vreo 6 luni așa în disperare. N-am găsit decât la un singur om am mai găsit un exemplar. Și de aici a început după aceea căutări mai intense și cam în 3 ani de zile am luat ultimele scroafe. Vreo 70 de scroafe în decurs de 3 ani de zile, a fost problema mai mare la vieri. Și am luat ultimele scroafe bătrâne și de acolo am pornit.
În goana după profituri, industria alimentară pare a fi uitat principala sa menire, aceea de a hrăni populația sănătos. Aceasta este concluzia pe care o trage un fermier din județul Alba după ce a încercat să ceară explicații autorităților cu privire la un produs de pe rafturile magazinelor, brânza de post. Crescătorul de animale spune că, prin definiție, brânza conține lapte și, ca atare, nu poate fi de post. Ce reprezintă acea brânză de post? Să mă lămurească, pentru că, din ce am învățat eu și ce mai știu, brânza e un produs strict rezultat din lapte și laptele e un produs strict secretat de o glandă mamară. Și întrebarea care s-a pus, în cunoștință de cauză, ce s-a mult pentru a se obține această brânză minunată? Această brânză intră cu un preț de vreo 4-5 lei pe kilogram. Nu trebuie să poartă denumirea de brânză. Aici Ministerul Agriculturii va trebui să ia atitudine, pentru că aceste produse sunt niște produse contrabandă, sunt niște produse care nu are de-a face cu denumirea în sine. Nu poate să stea la masă acea brânză de post lângă o brânză a unui țăran. Acea brânză se poate denumi altfel, se poate numi vazelină, margarină sau altă denumire și pe alt raft. Câtă vreme ele stau la grămadă, consumatorul e fentat. Protecția consumatorului doarme în păpuci și nu separă grâu de neghină. Le lasă de avalma să poată păcăli lumea. Dacă ne uităm în statistici date OMS, noi românii suntem pe primul loc acum la incidența îmbolnăvirii cu cancer și cu diabet. Dacă dăm filmul evenimentelor cu 12 ani în urmă, eram penultimul loc din Europa. Ce s-a întâmplat în perioada asta? Alimentele nesănătoase și-au făcut loc pe rafturi, autoritățile au adormit, s-au parvenit, fermierii au murit, țăranul român s-a dus în sclav în altă țară și am ajuns situația de față. Nu sunt multe proiecte cu finanțare europeană care s-au finalizat cu absorpția fondurilor de peste 99%, cu toate obiectivele atinse și fără nicio corecție sau sume neeligibile. Un astfel de caz este cel de la Facultatea de Zootehnie de la Iași, mai exact al laboratoarelor pentru analize fizico-chimice și microbiologice, analize dedicate produselor de origine animală, iar de aceste laboratoare pot beneficia atât cercetătorii cât și fermierii. Bine ați venit în laboratorul de controlul calității laptelui din Centrul pentru Monitorizarea Cantitativă și Calitativă a Produselor Animaliere a Universității Agronomice din Iași, un proiect construit cu fonduri europene în urmă cu 4-5 ani. Aici, după cum bine vedeți, împreună cu colegele noastre, efectuăm analize privind controlul calității laptelui strict în acest laborator. Asta înseamnă că mergem ca direcții de lucru pe trei aspecte, și anume, în primul rând, controlul calității, să-i spunem, comerciale a laptelui, așa cum o fac și achizitorii de lapte, conținut în grăsime, proteină, lactoză, substanță uscată. În același timp, ne interesează și altă direcție de control, și anume, dacă produsele de origine animală și, în speță, laptele, smântâna și produsele derivate sunt autentice, pentru că există și unii producători, să spunem, care au unele practici mai puțin ortodoxe, în ghilimele, cu privire la calitatea produselor, încearcă să le mai falsifice pentru a câștiga câte puțin, de exemplu, din multiplicarea cantității de lapte prin adaos de apă, sau, dimpotrivă, adăugând în lapte unii compuși care ar putea chiar fi periculoși pentru consumatori. De exemplu, are un lapte ușor alterat sau nu are niște condiții foarte bine de păstrare și atunci el încearcă să introducă niște reducători de aciditate sau niște substanțe care să inhibe dezvoltarea microbilor din lapte, pentru că acestea să nu se altereze, substanțe care, dacă ajung în organismul consumatorului, bineînțeles că sunt nocive. În acest laborator putem detecta și prezența acestor substanțe.
Prin cumpărarea unui produs alimentar românesc, o parte din suma plătită se întoarce tot la noi, fie în pensii și salarii, ori în sistemul de educație sau cel de sănătate. Mai mult, dăm o mână de ajutor întregului sector agricol și, nu în ultimul rând, fermierului autohton. Mihai Dunea, din județul Olt, se îngrijește de câteva mii de porci, dar anul acesta vrea să renunțe la mulți godaci pentru că ferma nu mai este rentabilă. Se preferă totuși carnea din afară pentru că aici are, să zicem, o vină în ghilimele și consumatorul. Am vorbit și cu prietenii și cu toată lumea. Noi, când te duci la supermarket, te uiți ceea ce cumperi, vezi dacă e marfă românească, dacă e să ne ajutăm și noi, între noi, nu. Aici este. Deci carnea românească este mult mai bună, în primul rând din cauza prospețimii, datorită prospețimii. Nu spuneți că o carne care se taie astăzi un porc în Germania, ajunge tot astăzi aici. Numai la asta să vă gândiți. Nu mai vorbim de, nu vreau să spun, domne, că au subvenții mai mari, mai mici, mai eu știu cum. Nu prea există subvenție în teorie în Uniunea Europeană pe segmentul de porc. Pentru că se spune că este supraproducție. Din 200 de ferme de 2000-3000 de capete, dacă nu mă înșel, da, deci tipul Muntenia, nu știu dacă astăzi mai sunt 80. Am vorbit cu colegi și de la celelalte ramuri, cum ar fi bovinele, ovinele, poate chiar și puiul. Toată lumea o duce prost în această perioadă. Chiar dacă agricultorii noștri or să producă aceste cereale, tare mi-e teamă că pentru dânsii rămâne tot exportul ca bază, pentru că zootehnia românească este la pământ. La Iași, oborul dedicat comercializării de animale mici și de păsări, piața închisă de la jumătatea lunii martie, este acum deschisă mușteriilor. Era nevoie să-și reînceapă activitatea, după cum declară moldovenii. Dar, pentru că mereu există un dar, și voi vânzătorii și voi cumpărătorii trebuie să respectați cu strictețe regulile impuse de autorități în astfel de zone. Este esențial pentru sănătatea tuturor. Veste bună pentru ieșeni, s-a redeschis piața unde se vând animale. Deocamdată nu a fost multă lume, deoarece nu mulți au aflat că s-a redeschis. În lunile care au trecut a fost o perioadă dificilă și pentru cei care vin cu păsări, căței sau pești în piață. Asta e viața. Dacă nu cumpărăm acum, la toamnă nu avem ce mânca. Sau la iarnă. Oferta cum mi se pare acum? Chiar mi-a plăcut acum, mi-a plăcut aici și am ales acum, vreau să mai cumpăr chiar și niște pui de piceri, niște boboci de vâscă și ne gospodărim. Ce au făcut în pandemie este întrebarea adresată unui vânzător de păsări. Același lucru. Am crescut și am distribuit pui. Omul nu s-a deplasat, s-a deplasat producător. Cam... Ne dăm după lucrurile care suntem. Am emoții cu ei. Ce mai spun cei care vând în piața cu animale? Avem tot cât ceva în curte care ne prisosește și ne bucurăm să mai câștigăm un ban, toate că suntem la pensie. Pensiile cam mici. Asta este. Ne ocupăm cu asta. E o plăcere pentru mine. Este o plăcere ca să vin aici. Ce să facem? Am vândut, mai rămân câteva, ne ducem înapoi acasă. Nu e nicio problemă. Vinim și duminica cealaltă. Cei care vând în piața de animale așteaptă tot mai mulți cumpărători. Cu rușine sau cu mândrie, puțin sunt cei care spun că nu au dat cu sapa niciodată. Evident că nu mai credem în pământ ca pe vremuri, dar totuși prășitul poate provoca emoții neobișnuite și chiar imprevizibile. Cel puțin în Asia. Iată ce au descoperit colegii noștri de la AgroTV Moldova. De exemplu, un cuplu de fermieri din China, în pauzele dintre prașe, se apucă de dansat. Soții nu au urmărit să devină viral pe rețele, însă dansul lor shuffle în mijlocul lanurilor de porumb a devenit cunoscut în toată lumea în timp record. La momentul dat, 3 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare din China le admiră performanța, iar numărul lor este în creștere. Povestea acestora este una cu mult mai complexă. Dansul, de fapt, este o terapie pusă în aplicare de ea pentru a-l ajuta pe el să depășească o depresie severă căpătată în urma unui accident. Și, din imagini, se poate deduce că aceasta funcționează.
Revenind la câmpurile noastre de porumb, între reprizele de preașă, nu știm ce stări trebuie să treacă prin noi ca să încingem o horă de luptă contra depresiei. Sau poate noi nici nu știm ce e aia. Imediat după știre, Ovidiu Ghinea vă dă întâlnire la Agricultura la Raport cu câțiva oameni foarte importanți din agricultura românească. Colegul meu i-a grupat pe perechi și le-a pregătit deja întrebările. Surpriză! Dar atenție! Știți deja că puteți participa la discuțiile care au loc în platou dacă accesați pagina de socializare a emisiunii AgroTV-Agricultura la Raport, acolo unde aveți posibilitatea să trimiteți toate mesajele pe care le aveți pentru invitații din această seară. Doamnelor și domnilor, în această seară aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport, vă dau întâlnire cu câțiva oameni foarte importanți din agricultura românească. De la ora 20, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților vine la Agricultura, la Raport, împreună cu președintele AFR, Adrian Rădulescu. De la ora 21, ministrul secretar de stat, Aurel Simion, împreună cu domnul Călin Mătieș, președintele Federației de Produse Tradiționale din România. Așadar, o seară interesantă pentru fermierii români, o ediție în care puteți urmări foarte multe subiecte, vom dezbate foarte multe teme legate de viitorul agriculturii românești. Doamnelor și domnilor, acum vă invităm să urmăriți informațiile Agrometeo. La noapte, cerul va fi variabil în regiunile nordice și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiuni și 19 grade pe litoral. Mâine, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 31 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înorări după amiază și spre seară, în zona montană și în regiunile nordice, unde doar izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Protecția operatorului în timpul preparării soluției de protecție a plantelor, precum și în timpul operațiunii de stropit, este extrem de importantă. Specialiștii Asociației Industriei de Protecție a Plantelor din România ne vorbesc în materialul următor despre elementele principale ale echipamentului individual de protecție, când trebuie să-l purtăm și de ce este important să ne protejăm atunci când manipulăm sau utilizăm produse de protecție a plantelor. Aplicați întotdeauna produsele de protecție a plantelor conform recomandărilor de pe etichetă. Folosiți echipamentul de protecție individual pentru dumneavoastră, dar și pentru alte persoane care vă asistă. Echipamentul individual de protecție minim recomandat constă în combinezon de protecție, mănuși din cauciuc nitrilic, cizme de cauciuc, pălărie sau șapcă. Folosiți mănuși din cauciuc nitrilic, deoarece mănușile obișnuite de cauciuc nu oferă suficientă protecție. Citiți eticheta produsului pentru a afla dacă e necesar să purtați și alt echipament suplimentar în afara celui minim necesar. Pentru anumite produse poate fi nevoie să purtați shorts, mască împotriva prafului sau vaporilor, ochelari de protecție sau alte piese. În timpul aplicării produselor fitosanitare, fiți precaut. Nu permiteți accesul oamenilor sau animalelor în zona care va fi tratată. Nu mâncați, nu beți și nu fumați. Nu desfundați duzele cu gura. Verificați condițiile meteorologice și nu aplicați produse dacă e vânt puternic sau în zile cu temperaturi foarte ridicate. Pentru a scăpa de deșeurile de ambalaje rămase, contactați-vă furnizorul de produse, contactați Asociația Industriei de Protecție a Plantelor din România, AIPROM, sau apelați gratuit numărul de telefon 0800 800 211 și aflați mai multe informații despre programul de colectare de deșeuri SCAPA și despre condițiile de preluare. Pentru mai multe informații despre pregătirea soluțiilor de stropit, a aplicării produselor fitosanitare și a folosirilor responsabile, puteți accesa și pagina de internet www.aiprom.ro.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Agro TV. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere!